Adunarea femeilor, de Aristofan. Traducere de Alexandru Milan. Niciuna încă n-a sosit aici și zorile s-a aproape. În curând se va deschide adunarea. Trebuie să prindem locuri, să ne așterne mădularele acolo în mare taină. Ce s-o fi întâmplat? N-au izbutit să-și pună păr de împrumut așa cum trebuia? Le-a fost atât de greu să șterpelească hainele bărbaților? Haide! O lumină văd că se îndreaptă încoace. Păzea! Mai bine să mă ascund, nu cumva să fie tocmai un bărbat ce înaintează. E vremea să procedem. Iată, crainicul a trâmbițat a doua oară cu brevul. Am stat de veghi o noapte întreagă să vă aștept. Să-mi chem afară vecina, dar să nu mă audă bărbatul ei. Vine acum. Ah, tocmai mă încălța. Ah, nici gând să dorm că soțul. Ah, Praxagora, bărbatul meu este luntraș la Salamina. Mm. A tras la vâsle toată noaptea, pat cu mine. Și numai adinaurie am izbutit să fur această mantie. Șt, sosesc și altele. De ce nu vă grăbiți? Căci Glice s-a jurat că ultima venită ne va cesti cu 3 căldări de vin și o bănicioară de nou. Povestea melistichea lui Zmechition zorind în ghete bărbătești. Doar ea se pare că a plecat în tihnă de lângă soțul ei. Al lui Filodoreto și al lui Cheretado se apropie și cu ele vin o droaie, tot ce se află în cetate mai de sol. O, scumpa mea! Ce greu mi-a fost să mă strecor și apoi să fug. Bărbatul meu s-a jiftuit aseară cu scrumbii și toată noaptea a tușit. Vreau să mă încredințez. Ați dus la împlinire ce-am hotărât de ziua umbrelelor de soare? Eu da. În primul rând că pe la subțiori sunt mai stufoasă ca un crânt, precum ne-am înțeles. La fel și eu. În primul rând am aruncat din casă briciul să ajung păroasă peste tot și într-un nimic să nu mai semăna femeie. Aveți și bărbile, precum ne-am învoit. Da, pe toate. Barba mea e minunată. Dar voi, ce ziceți? Bărbi, cum să avem. Bun. Celelalte văd că le-ați îndeplinit. Aveți ciomege, încălțări laconiene și straie bărbătești, așa cum ne-am vorbit. Cât mă privește, am bâta lui Lamias, demagogul. I-am furat-o în timp ce mă țăia. O bâtă în care se proptește pretutindeni și trage vânturi. Da, pe Zeus cel salvator, că insul ar fi vrednic îmbrăcat în pielea vițoasă lui Argos, a toate văzătorul mai abitir ca oricine să îndrume poporul la pășune. Hai să hotărâm ce ne rămâne de făcut cât încă stelele mai pâlpâie pe cer, căci adunarea unde ne-am pregătit să mergem se întrunește în zori. Pe Zeus, mai trebuie să apucăm și locul lângă tribuna. Mi-am adus lână să am descărmănat până se umple adunarea. Până se umple? S-a păcit-o! Partemii, să și-o voi face! Poate crezi că am să aud mai rău în timp ce scarmă lână? Copiii mei sunt voi! În timp ce scarmănă, uitați-vă să nu cumva să lași o părticică din trupul tău să o vadă ce-i întruniți acolo. Atât ar trebui ca una dintre noi, în plină adunare, zvârlind în sus piciorul, dintr-o răsucire, să și-l arate pe cel cu barbă.
Dar dacă ne vor afla pe locuri șezând, nu vor băga de seamă că ne ascundem sub aceste haine. Iar când vom legăna și bărbile agățate, niciunul nu va crede că nu suntem bărbați. Jur! Tocmai de aceea, pe ziua care vine, să încercăm această culme a îndrăznelii, să punem stăpânire pe treburile țării și să îndreptăm cetatea. Deoarece acum nu mai plutește nici cu pânze, nici cu vâsle. Cum va vorbi norodului sărmana ceată cu suflet de femeie? Oh, cât de minunat! Mi s-a vorbit că junii care se bâție mai mult sunt oratorii cei mai iscusiți, norocul nostru. Asta e chiar partea noastră tare. A, o fi, dar e cumplită și neobișnuința. Noi tocmai pentru asta ne-am întrunit aici, să pregătim ce vom avea de spus acolo. Hai, potrivește-ți barba, la fel și celelalte care s-au pregătit să țină cuvântul. Praxagora, dulceața mea, te rog să vezi, sărmano, câte caragioase arătăm. Cum caragioase? Arătăm ca niște sepi prăjite și se poartă cu bărb de prut. Cine vrea să ia cuvântul? Eu! Puneți cununa și noroc! Hai, vorbește! Cum? Să cuvântez fără să beau? Să bei? Prea buna mea, de ce mi-am pus cununa? Hai, du-te, cară-te! Ne-ai fi făcut acolo mai mare boacănă. Ce, parcă ei nu beau în adunare? Lați-o! Ei beau, așa făcuți? Tocmai pe Artemis și încă fiind curat. De aceea hotărârile care le iau de stai să pui în cumpănă tot ce au făcut, îți par isprăv de bețivani și de smintiști. Așa, pe Zeus că fac lipații. Și pentru ce să închine atâtea ruși dacă n-ar fi la mijloc vino? Ba mai mult, ei se înjură, matosiți, și doar pe cei besturte devin prostar ca și scot afară. Aleargă și stai jos, cu tine nu ne-am pricopsit. Pe Zeus, ce bine aș mai fi dus-o fără barbă, că după cât îmi pare, mă voi usca de sete. Poate poftește alta să ia cuvântul. Eu. Încearcă să rostești frumos ca un bărbat cu trupul sprijinit în bâtă. Aș fi vrut ca altul, unul dintre cei care vorbesc aici de obicei, să dea un sfat nespus de bun, iar eu să zac pe locul meu. Dar azi nu pot îngădui, și aceasta e părerea mea, să mai păstreze crâșmăresele ulcioare cu apă în casă. N-ar fi drept. Jur pe amândouă zeițele. Pe Demeter și fica ei, nemernică, unde ți-e gândul? La ce am greșit? Doar n-am cerut morții și să-mi dai să mă îmbăt. Nu, dar pe Zeus, de ce ai jura pe cele două zeițe dacă ești bărbat? Alminter, ai cuvântat cu înțelepciune. Pe Apollo, să-mi dai cununa, vreau să iau cuvântul iar. De data asta știu, sunt bine pregătită. O, voi, femei de față întrunite! Iarăși, femei, sărmano, așa numești bărbații! M-am hotărât! Țin eu discursul pentru voi! Să-mi pun întâi cununa! La zei înalți o rugă să îndrepte către bine gândurile noastre. Eu am din țară, ca și voi, aceeași parte. Dar ceea ce mă doare și mi-e cumplit să îndur sunt treburile obștii mereu mai putrezite. Să văd cum își alege tot capete stricate, iar de se iscă unul mai bun pentru o zi, în numai 10 zile se și ticăloșește. Și dacă îl schimbă, noul se poartă mult mai rău. E greu să vă înțelegeți, oameni cârtitori. Voi vă lipsiți de cei porniți să vă îndrăgească și de la cei ce nu vor, cerșiți să vă ajute. Pe Afrodita, strage, și bine ai mai vorbit. Nemernicu, ai pomenit-o pe Afrodita. Frumos ar fi să faci la fel și în adunare. Acolo n-aș fi spus-o. Să-ți lepezi obiceiul. Dar alianța noastră, când stam să o cumpănim, ați zis,
de n-încheiem, cetatea e pierdută și când am încheiat-o, s-a iscat o cârteală și retorul acela care o susținuse a trebuit să fugă. Săracii spun că-i bine să făurim corăbii, bogații și țăranii se împotrivesc. V-au fost dușmani corintienii, dar azi vă sunt prielnici. Să le fiți și voi. Deci de bărbatul ăsta. Acum mă lauzi bine. Iar vinovat de toate, poporule, ești tu. Tezaurul obște se spulberă în lefuri, tot insul sârguiește doar spre câștigul său și statul merge șchiopătând precum ologul. Urmați îndemnul meu, mai este o scăpare. Socot să încredințăm femeilor cetatea. De vreme ce în case le folosim pe ele ca supraveghetoare și chivernisitoare. Pe așa e, dă-i bătaie, dragul meu, să vă arăt că obiceiurile lor le întrec pe ale noastre. Mai întâi că spală în apă toată lâna, toate până la una, cum cere dachina, pe care n-o să le vedeți că încearcă să o schimbe. Ele gătesc șezând precum odinioară, pe crește duc poveri precum odinioară, și-au praznicile lor precum odinioară, își coc plăcintele precum odinioară, își sâcâie bărbații precum odinioară, și-aduc iubiți în casă precum odinioară, își fac delicatesuri precum odinioară, beau vinul neîndoit precum odinioară, se bucură la pat precum odinioară. Deci, să le încredințăm cetatea, o bărbați, și fără vorbă multă, să nu ne întrebăm cum se vor descurca, doar să le îngăduim să stăpânească în pace. Atât păstrați în minte că întâi și întâi, ca mame, se vor sili din suflet să mântuie soldații. O, cine l-ar trimite mai grabnic de-ale gurii decât niște mame? Apoi, la strâns de bani, femeia-i fără seamăn și de-ar avea puterea nu s-ar lăsa înșelată, fiind chiar ea obișnuită să înșele. Trec peste celelalte, dar de mă veți urma, o să vă depănați în fericire traiul. Grozav ce meștere-i Praxagora, dulceața mea! Când ai deprins parșivul atât de bine totul? Când se vânau proscrișii, noi locuiam pe Pnix și acolo am învățat pe retori auzindu-i. Atunci nu-i de mirare, scumpa mea, că ești destoinică la vorbă și atât de înțeleaptă. De aceea, noi femeile te vom alege strateg. Din clipa asta să poți înfăptui ce ai pus la cale. Vom alege strateg! Spune-mi, dar dacă va porni asupra ta Cephalos, olarul, să te înjure, tu cum îi vei răspunde în fața adunării? Strigând că bate câmpii. Dar fatul e știu de toți. Am să adaug că are fierea neagră. Și ăsta ai cunoscut? Că face străchinile prost, în schimb politica și bine și frumos. Și dacă te bălăcărește Neoclides, cel urduros? Eu zic pe șleau, ia mai privește în dosul câinelui. Dar dacă arca și te umflă? Pun mâinile în șolduri, scot coatele și nu mă mai apucă de mijloc niciodată. Gata? Sunt toate pregătirile încheiate. Porniți în marș vioi și sprijinite în bâte, înfășurați-vă în mantiile soților. Bine zis, să ținem iute înainte! Nu să boviți, așa e rostul. Dacă nu-ți găsești din zor un loc în Pnix, nu te învâți măcar de un cui. Porniți acum, bărbaților, să ne lipim de acest cuvânt, să-l îngânăm necontenit, să nu ni se strecoare din minte. Oh, primejdia n-ar fi deloc măruntă dacă ne-ar prinde uneltind din umbră lovitura. Fiți culoare aminte! Fiți culoare aminte! Nimic să nu sune greșit! Nimic să nu sune
spune greșit. În rolul pe care îl jucați. În rolul pe care îl jucați. Mai întâi ridicați-vă semnul. Apoi așezați-vă om lângă om și votați cu mâinile în sus tot ce va fi cuvenit să voteze surorile noastre. Ha! Cine a venit să rostim? Frații! Așa se cădea să-i numim. Frații, așa se cădea să-i numim. Fiți gata să alungăm pe cei năvăliți din Atena. Pe toți învârtiții care, odinioară când se îmbriereau un singur obol, rămâneau să macine vânt prin piața de flori și acum se îmbulzesc aici. Altfel era pe vremuri sub cârma lui Milonides, arhontele vașnic. Astăzi, cei ce se vâră în trebile obștei așteaptă să capete doar trei oboli, precum zilierii Simbria. Fiți cu luare aminte. Fiți cu luare aminte. Nimic să nu sune greșit. Nimic să nu sune greșit. În rolul pe care îl jucați. În rolul pe care îl jucați. Sune greșit. Nimic să nu sune greșit. În rolul pe care îl jucați. În rolul pe care îl jucați. Ciudată treabă. Unde o fi nevastă mea? Vai mie, mi-am luat nemernicul de mine la vârsta mea, femeie. Sunt bun de chelfăneală. Eram în pat, m-am pugea nevoia mai de mult. Căteam să apuc prin beznă ghetele și haina, dar pipăiam degeaba, nici gând să le găsesc. Și cum scârneanul ăsta se năpustea, aulă! Mereu în poartă, m-am acoperit cu mântăluța nevestimii și mi-am tras sandalele ei persane. Unde aș putea găsi un loc pustiu ca în palmă în care să mă ușurez? Noaptea, peste tot e bine. Pot să încep. Nu mă zărește nimeni. Băi, cine ești? Cumva, Nepinos, vecinul meu? Ba da, pe zeus, el însuși. Nu vrei să-mi spui ce ai roșcat pe umeri? Nu cumva te-a feștelit Kinezias, poetul desfrânat? Nu. M-am învelit să poteși cu mântăluța nevestimii. Aha. Pe care o poartă de obicei. Dar unde e mantaua ta? Nu știu să-ți spun. Am căutat zadarnic să aflu în așternuturi. Nu i-ai cerut nevestitii o dumerire? Pe zeus că nu. Din întâmplare nu-i acasă. S-a furișat afară în pofida mea. Mi-e teamă nu cumva să facă una lată. Dar pe Poseidon, ceea ce mi-ai spus deschis mi s-a întâmplat a Idoma. Și soața mea, luându-mi haina de purtare, da? S-a topit. Nu mi-ar păsa de asta. Ci de încălțări. Da, nici eu nu mi-am găsit ghetele spartane. Ce se petrece? O prietenă cumva să fi chemat la prânzișor? Be, la fel aș crede și eu. Nu e o stricată, după câte știu. Ce faci acolo, băi? Un ștrâng? E tocmai timpul să merg la adunare, numai de mi-aș găsi mantaua, singura ce o am. Și eu voi merge întâi. Să mă deșert. O pară pădureață s-a pus de-a curmezișul bucatelor. Măi, ce faci? Nu cumva te scârnăvești? Acum, pe zeus că nu mai fac nimic. Ce mă ridic. Ei, Cremes, spune verde. Tu de unde vii? Din adunare. Cum? Aș fi luat sfârșit. Pe zeus, chiar din zori.
Ai căpătat obolii? Oh, dar fi fost așa, dar astăzi am ajuns acolo prea târziu și nu mă rușinez pe Zeus de nimeni decât doar de punga mea. Din care pricină? Era o gloată deasă de oameni, cum nici când nu s-au mai strâns în Pnix. Și vreau să spun, privindu-i, mi s-au părut că ar fi cu toții ciubotari. Un lucru minunat să vezi în adunare atâtea fețe albe. N-am căpătat obolii nici eu, nici foarte mulți. Da. Acum dacă m-aș duce, nu i-aș primi nici eu. Nu, chiar de te-ai fi dus când a strigat cu coșul a doua oară. Vai nemernicul de bine! Ce treabă e asta? S-a adunat atâta gloată la ceas atâta timpuriu. Băi, ce alt să fie decât că li s-a năzărit britanilor să pună în chipzuire salvarea statului. Și îndată primul Neoclides, urdurosul, se înfățișează lunecos. Închipuiesc cu ce fel de urale l-a întâmpinat poporul. Atâta mai lipsea să cuvânteze ăsta poporului. Și încă despre salvarea țării, el neînstare să-și păzească genele. Iar el răcnește, caută împrejur și spune: ce trebuie să fac? Pisează usturoi cu suc de aerel, adaugă și lapte de cuc laconian și unge-ți seara genele. I-aș fi răspuns dacă m-aș fi aflat acolo. Atunci Evaion, pișichierul, se ridică aproape gol. Așa ni s-a părut mai multora. Doar el credea că poartă mantie și începe să merițe pe placul poporului de jos. Vedeți? Deși nu mi-ar strica nici mie 4 stateri de argint să mă salvez, eu vă voi spune cum să salvați și cetățenii și cetatea. Pioarii să le împartă celor nevoiași când zilele încep să scadă haine groase. Nici unul astfel nu s-ar mai îmbolnăvi de junghi. Și n-ar vota împotrivă nimeni de a mă adăuga. De tot calicul făinare să dea 3 măsuri de grâu, căci altfel îi mănâncă gaia. Apoi țâșni un tinerel cu chip plăcut și piele albă și glăsuit de la tribună: dați trebile cetății femeilor în grijă! Mulțimea ciubotarilor bătu din palme, țipând în gura mare că a vorbit cu miez. Țăranii însă începură să cârtească. Așa cerea și bunul simț pe Zeus. Dar ei au fost înfrânți? Iar ăla, sus și tare, cuvânta și revărsa pentru femei potop de laude și pentru tine alt potop de învinuiri. Ce a zis? Întâi că ești un ticălos. Dar tu? Așteaptă să mă întrebi, apoi că ești un hoț. Doar eu? Mai mult pe Zeus că ești un sicofant. Doar eu? Pe Zeus și tu și toți cei ce te ascultă. Și cine a zis altminteri? Despre femei spunea că sunt ființe doldora de înțelepciune și spornice în averi. Ele de-a pururi țin ascunse tainele tesmoforiilor. Noi doi, când facem parte din sfat, pălăvrăgim. Pe Hermes în privința asta n-a mințit. Apoi mai turuia că ele și împrumută mantale, giuvaiere, argintării și cupe, că și le înapoiază pe toate, nepăstrând nimic, ceea ce mulți din noi spunea că am face. Da, pe Poseidon, chiar dacă sunt la mijloc martor. Că ele nici nu toarnă, nici nu duc procese și nici nu încearcă să răstoarne stăpânirea poporului. Mă rog, virtuți, iar virtuți. Da, bine. Și ce s-a hotărât? Să li se încredințeze puterea. Numai asta nu s-a întâmplat nici când în statul nostru. Aha, și s-a decretat. Precum ți-am spus. Și toate îndatoririle a tuturor cetățeni acum s-au strămutat asupra lor. Întocmai. În tribunal? Va sta nevastă mea sau eu? Nevastă ta se va îngriji de ai tăi, nu tu? Deci nu va mai fi dat să cască în zorii zile. E, aceasta va fi treaba femeilor, pe Zeus. Vei sta acasă molcom și vei trage vântul. Mă tem de un lucru, pentru cei de vârsta noastră. Cum ele țin acum frâile cetății, să nu ne pună cu deasila. Ce să facem? Să ne curcăm cu ele. Și dacă nu-mi putea? O să ne taie prânzul. Măi, tu fă-ți doar treaba, Blepiros, că vei prânzi și vei îmbrățișa din plin. Amarnic e să fii silit. Dacă cetatea din asta trage un folos, bărbatul e dator să facă totul. Este o vorbă din bătrâni. Așa, orice hotărâre smintită sau nebună se întoarce până la urmă tot în folosul nostru. Întoarcă-se, o zei și preaslăvită Palas, cu bine. Bine. Eu mă duc. Du-te, cu bine, Cremes.
iar eu, mai înțelept ar fi să intru în casă. Fiți atente să nu răsară vreun bărbat, să nu ne urmărească. Înainte, marș! Veniți cât mai cu sârg izbiți să vă răsune mersul. Ar fi o cară pentru noi dacă bărbații ar afla de această lovitură. De aceea înveliți-vă, priviți cu grijă peste tot. În locul de unde la oaltă zori plecam la adunare. Nu e nimerit să ne mai pierdem vremea cu bărbile de împrumut. Iată, s-a întors la noi stratega noastră Praxagora, venind din adunare. Haide, haide, dați jos cu greață bărbile flocoase de pe față. Hai, dați jos cu greață bărbile flocoase de pe față. Am isprăvit femeilor! Halal noroc! S-a întâmplat în tocmai precum am ticluit. Grăbiți-vă să nu ne vadă vreun bărbat. Dați mantiile jos, căpați de încălțăminte, slăbind din noduri legăturile spartane. Vreau să mă strecor în casă și până să mă simtă soțul meu, să-mi lepă de această haină locul de unde am luat-o! Praxagora! De unde mi te întorci? Ce-ți pasă, prietene? Ce-mi pasă, toată întrebare? Doar n-ai să zici cumva că vin de la Ibovnic. Ma... chiar de la mai mulți. Dacă poftește, lasă faci dovada. Cum? Vezi dacă părul meu miroase a parfum. Lăsă, vedea. Parcă o femeie neparfumată nu se culcă. Nu, sărmane, eu nu. Atunci, de ce ai plecat în zor tiptir cu haina mea? În astă noapte o femeie apropiată și prietenă ajunse la sorocul nașterii și mă pofti la ea, bărbate. Să-mi fi spus măcar o vorbă. Simt în asta ceva necurat. Nu, pe-amândouă zeițele. M-am dus așa cum aflam. Mi-a dat de știre să pornesc în orice fel. Și n-ar fi trebuit să-ți iei veșmântul tău? Era cam frig. Eu sunt firavă și subțire, m-am învelit anume ca să mă încălzesc, bărbate. Dar de ce s-au dus cu tine oare și ghetele spartane? De ce și bâta mea? Ca să-ți păzesc de hoți mantaua, am schimbat încălțămintea și m-am străduit să merg pășind vârtos ca tine, lovind cu bâta în pietre. Bine, bine, e află că ai pierdut și greu 6 ocale... pe care le-aș fi câștigat la adunare. Deci s-a întrunit? Firește, nu știi ce s-a hotărât? Nu știu nimic, pe Zeus! Deci pot să ronță-i liniștită sepii. Se plimbă zvonul că v-au dat cetatea vouă. Să țesem? Ce să facem? Pe Zeus, ba să conduceți. Cum? Toate treburile țării până la una. Pe Afrodita! O, cetate fericită de apururi! Pentru ce? Pentru temeiuri multe! De astăzi nu va mai fi chip să umilească neobrăzații, nici să învârtă mărturii și nici să toarne! Pe toți nu! Vă rog, nimic să nu schimbați! Nu mă lipsiți de pâinea mea! Măi, demone, dă-i voie nevestitii să spună! Nici să despoaie, nici să-i pizmuiască pe vecini, să nu mai fie nimeni gol, nici o ropțit, da, nici o cărât, și nici să-i se fure bunul dat drept chezășie! Pe Poseidon, lucru mare, dar fi numai să țină! Am să vă dovedesc cu vârf și îndesat. Tu, Cremes, vei fi martor. Da! Iar Blepiros nu va mai avea nimic de zis.
E vremea să stăm de veghe cu mințile acere. E vremea să stăm de veghe cu mințile acere. Gata oricând să țâșnim în apărarea femeilor. Gata oricând să țâșnim în apărarea femeilor. Te iscusința noastră atârnă procopseala obștească. Să dovedim ce suntem în stare. Numai să nu făptuim nimic din tot ce a mai fost săvârșit sau rostit altădată. Da, poporul urăște să vadă fără încetare aceleași orânduieri învechite. Poporul urăște să vadă fără încetare aceleași orânduieri învechite. Praxagora, nu-i timp de zăbavă. Preschimbă-ți pe loc ideile în fapte. Sunt sigură, am să vă învăț numai lucruri prielnice. Dar voi ce ascultați, mă întreb dacă vreți să primiți înnoirea. De aceasta mă tem cel mai tare. Oh, cât privește înnoirea, să nu-ți fie teamă. O singură lege avem de seamă în Atena. Doar noul ne place. Nu-i ducem trecutului grija. Să vă spun, e nevoie ca toți să-și aducă averea în comun și să fie cu toții părtașii aceluiași trai. Să nu fie unul bogat și unul sărat. Să nu aibă unul moșie întinsă, iar altul nici loc de mormânt. Să nu aibă unul turme de sclavi și altul niciun argat, cel puțin. Voi face să crească o singură viață comună, la fel pentru toți. O viață comună la fel pentru toți. Aha, și tu cel din tâi vei mânca scârnălie. Cum până și asta va fi în comun? Nici vorbă, blepiro. Dar prea ești grăbit să întrerup, să vă spun. Mai întâi am să dau pământul să fie de obște la toți. De asemenea banii și orice avere. Apoi din această zestre comună, da, femeile voastre vă vor hrăni. Dar cel dintre noi ce n-are moșie, ci numai argint și darici de aur. Și acela-i dator să-i aducă mulțimii. Și dacă îi ține ascunși? Va fi un sperjur. Doar astfel ea și-a adunat. Însă nu-i vor mai fi de folos în nicio privință. Arginții? De mâine nici unul nu va mai face nimic la porunca nevoii, când totul va fi avuție la toți. Pâini, pastramă, plăcinte și straie de lână și vin și cu nunt de năvut. Și ce-ai câștigat dacă nu ți-ai depune averea? Exact. Să-mi dai un răspuns chipzuit. Da. Păi nu fură și astăzi oare mai gros tot cei care au de toate din plin? Înainte, prietene, da, când noi ascultam de legi de pe vremuri. Să zic așa, da, să zicem că văd o puștancă și îmi cade cu troc și vreau să o încălzesc. Am voie să iau pentru dar de la obște, iar după culcat să păstrez și câtimea din zestrea comună. Îți va fi îngăduit să te culci cu ea pe dai bolș. Voi face ca însăși femeia să fie obștească. Bărbații pot așadar să se culce cu ele, făcându-le în voie copii. Dar cum să-i opresc să nu meargă cu toții la cea mai bine făcută, să nu dorească să o îmbrățișeze? Ședea vorba alcâzele și borcănatele în preajma celor plăcute, iar cel ce poftește pe una cu nuri să zgâlție întâi o urâtă. Și ce o să ne facem noi ăștia mai vârstnici? Intrând mai întâi la urâte, mă tem că înainte să ajungem la ținta dorită, ne va lăsa mădularul. Dar nu se vorbate, stai molcom, nu-ți fie teamă, nu se vorbate de dorul tău. Deci, îți va fi bine. Da, strașnic v-ați îngriji pentru voi, Praxagora, cu bărbații. Cu bărbații, ce o să se întâmple? Bărbații mai neizbutiți vor pândi după cei mai frumoși. Femeilor nu le va fi îngăduit să nopteze cu cei minunați și voinici, dacă nu îi vor fi bucurat mai întâi pe cei pirpirii și scălâmbi. Va fi pregătit un nesos. Nisicrates, de pildă, la fel ca bărbații frumoși? La fel pe Apollo, căci află, Blepiros, că și acesta e un rost democratic.
O, cum le vom râde în obraz clivisiților plini de inele, când un mitocan din aceea ce poartă sandale de len o să strige: întâiul vei fi după mine, la rând. Și dacă va fi să trăim precum zici, copiii, copiii de cine vor ține? După ce să-i putem recunoaște? Dar la ce ar mai sluji? Toți oamenii vârstnici vor fi socotiți de cei tineri părinți, după numărul anilor lor. Atunci să te ții ce bine și ce minunat îi vor strânge de gât pe bătrân pe rând până la unul din nerecunoașterea asta. Acum, când e tatăl știut, ei tot îl sugrumă. Dar dacă nu l-ar cunoaște, nu ar fi chip să îi împiedici să nu-i se și scârnăvească în cap. Le va sta împotrivă vecinul, iar nici nu-i păsa d-un tată străin ciomăgit. Mâine, doar să audă că e rost de mardeală, va și tăbărâ pe făptaș, nu cumva cel snopit să fie chiar tasu. Da, îmi place în mare ce-mi spui, nu e rău. Însă mai am o întrebare să-ți spun. Cine va sta să lucreze ogoarele? Sclavi. Sclavi, da. Tu n-ai altă grijă decât să pândești când umbra măsoară 10 picioare și fercheș să mergi la ospăț. Da, și cine îmi va da îmbrăcămintea? Îți cer un răspuns pe măsura întrebării. Ajungă-ți o vreme ceea ce porți. Apoi îți vom țese de toate. O altă întrebare. Dar dacă voi pierde o pricină la judecată, de unde se iau golgan pentru plată? Din fondul obștesc? Mi se pare nedrept. Mai întâi că nu vor mai fi judecăți. Oh, pe mulți îi dărâm cu aceste cuvinte. Îi dărâm? Sunt de aceeași părere. Sărmane, de ce să mai fie procese? Temeiuri sunt multe, mi-e martor Apollo, dar mai ales unul. Când datornicul strâm susține morțiș că n-ar fi dator. De unde și cum să ia cămătarul argint să dea cu împrumut? E limpede, doar din tezaurul obștii prin furt. Da, strașnică lecție ne-ai mai ținut pe Demeter. Să mai spună, de unde se ia bătăușul parale de amendă atunci când, de pildă, îl bușește pe altul după chiolhan? Iată, sunt sigur că te-am înfundat. Va plăti cu plăcinta pe care o înghite, fiind retezat de la prânz. O să zic că nici hoț n-or să mai fie. De ce ți-ai furat ție însuți averea? S-a zis cu tălharii de noapte. Te cred, mai ales dacă dorm la tine în bârlog? Ba, poți să te culci și afară, căci dar pofti cineva să-ți răpească mantaua, i-ai dau-o tu singur. La ce să-l înfrunți? Da? Te-ai duce să capeți un strai cu mult mai frumos din averea obștească. Și oamenii n-or să mai joace barbut? Deloc. Pe ce să mai joace? Și ce fel de trai vei dura? Comun tuturor întru totul. Mi-e gândul să fac din cetate un singur lăcaș, surpând și pereții dintre încăperi, ca unii să poată merge la alții. Și prânzul unde înțeleg să-l aștern? Porticele și tribunalele toate am să le schimb în locuri de praznic. Și tribunala ce va sluji? Acolo sui vom cratere cu vin și ulcioare cu apă. Cântând băiețandrii vor spune cuvinte de laudă pentru cei ce au fost inimoși în război, iar pentru cei slăbănogi, cuvinte de ocară. Îmi place de spus, pe Apollo. Și urnele în care se aruncă sorții la vot, acelea unde le așez? În agora lângă Armodius. Chema vom poporul să tragem la sorți și vesel cu sorți în mână vor merge cu toții la prânz după litera lor. Un crainic va zice: ce? Poftim să prânziți la porticul regal cei cu beta, la porticul de alături cei cu teta, cei cu capa poftim la porticul sub care se vând și se cumpără grâne. Grânițe așadar să păpați. Dar ce-i cărura? Nu li s-a tras la sorți încă litera. Unde vor merge la masă? Vor fi alungați? Aceasta nu o să se întâmple la noi. Vom face să curgă belșug tuturor și din toate. Și bine, da, drasnic! Acum trebuie să merg în agora și acolo să primesc averile lăsate în seama noastră. Voi alege o femeie cu glas pătrunzător să-mi fie crainică.
vom pregăti și mesele comune, să aveți chiar azi întâiul praznic. Ba, am să mă țin ca scaiul de acum în urma ta. Tot să holbezi ochii la mine și să zică: acesta e bărbatul strategei! Admirați-l! Iar eu să-mi rânduiesc bucată cu bucată avutul și pe urmă să-l duc în agora. Hai, hai, puneți-le acolo în ordine pe stradă! În ordine! Oh, ești frumoasă, sită, vino blând afară, întâia în alaiul lucrurilor mele. Fii astăzi purtătoarea de daruri, înălbită prin curgerea făinei din sacii răsturnați. Adu aici ulciorul, purtătoare de ulcior! Tu, râșnițo! Înaintează cântăreață din liră ce-ai cântat pe modul dimineții de atâtea ori și m-ai trezit cu noaptea în cap să merg la adunare. Ligheanul mai în față! Hai, adu-și și favorii cu miere! Rânduiește aceste ramuri de măslin alături! Scoate cățuia, cele două scaunele! Haideți, haideți, că n-avem timp acum de cărburi și de cioburi! Uite și vecinul! Tare uimit pare. De ce să-mi dau avutul? Aș fi prea năuc, prea slab de minte. Niciodată pe Poseidon, nici gând. Sudoarea mea, chivernisala mea, nu vreau într-un cuvânt să le topesc prostește, ba chiar fără să aflu despre ce e vorba. Măi, omule, ce înseamnă toate aceste troace? Le-ai scos afară din casă pentru că te muți? Sau poate că le tării să le amanetezi? Ba nu, pe Zeus, le duc în agora să le predau cetății, după cum e legiuit acum. Să le predai? Desigur! Pe Zeus, mântuitorul, te paște gând rău. Cum oare? Nu s-ar cuveni să ascult de legi? De care legi, sărmane? De cele decretate. De cele decretate? Cremes, ești nătâng. Nătâng? Cum să nu fii? Ești cel mai mare tont din lumea toată. Pentru că urmezi poruncile? Poruncile un om deștept nu le urmează. Ba ăsta mai ales. Ba numai gogoman. Deci tu, socor, să nu predai. Mă voi feri. Întâi să văd cum se va hotărâ mulțimea. Cum altfel? Se va pregăti să-și lepede averile. Aș crede dacă aș fi văzut. Pe străzi așa e zvonul. Doar zvonul va să zică. Toți duc poveri pe umeri. Pe umeri va să zică. Ah, nimic nu crezi, mărjave. Nimica va să zică. Lovite-ar Zeus în crește. Lovite-ar va să zică. Nu crezi să-și dea avutul un om întreg la minte? Nu intră în obiceiul nostru. Să primim pe Zeus. Aceasta e tot ce trebuie să facem. De altfel, chiar și zeii fac la fel. Privește la mâinile statuilor. Când ne rugăm să ne împartă daruri, ele își întind de sus căușul palmelor, dar nu cu gândul să dea, ci să primească. Afurisitule, dă-mi pace să împlinesc ceea ce sunt dator. Măi, dita mai prostia, de ce nu stai să vezi ce face lumea și numai atunci? Atunci? Să-ți iei un scurt răgaz ca să amâi din nou. De ce? Păi dacă se stârnește cu tremur de pământ, cum vine adesea, ori năprazna unui foc, sau de se iscă și cumva le taie drumul vreo nevăstuică, gata cu predarea, blecești! Frumos ar fi nici să nu mai aflu loc în piață să le depun. Și nici de unde să le iei, stai molcom, poți și mâine să le depui. Cum? Îi cunosc pe ăștia, sunt grabnici să voteze, dar după hotărâre tot se împotrivesc. Averea și-o vor da. Și dacă se împotriva ai? Ne vom lupta cu ei. Și dacă-s mai puternici ai? Las totul și gonesc. Și dacă-s vând avutul ai? O, firei tu să crăp. Și de-o să crăp ce dacă ai? Ce bine ai face. Ai tu inimă să le depui? Eu? Negreșit. Cum fac acum vecinii mei? Și oare va dona și dascălul de coruri Calimachos? Din sărăcia lui mai mult decât Calias, moștenitorul vesel. Oh, până și ăsta se va dezbăra de bunuri. E prea de tot. Cum prea de tot? Parcă nu văd că în fiecare zi se născocesc decrete. Ci-l amintești pe cel cu banii de aramă? Măi, de pomina a fost. Ei.
Nu mi-a purtat noroc. Vezi? Vândusem struguri. Așa. Și am pornit spre casă. Da. Pe urmă m-am întors în agora să cumpăr făină. Așa. Dar când tocmai întinsesem sacul, pristavul a strigat: nu mai primește nimeni de acum bani de aramă. Numai argintul umblă. Nu ne-am jurat cu toții oare de curând că statul va să stoarcă 500 de talanți din 40-uiala cu care ne-am zestrat Euripide? Și pe dată fiecare a zis: Euripide e un bărbat de aur. Dar când scrutând mai bine au înțeles că e vorba de același cântec vechi și că măsura e proastă, toți au zvârlit cu zmoală în Euripide. Nu ne mai merge, scumpe. Atunci stăm noi în sus, dar astăzi stau femei. Jur pe Poseidon, mă voi feri să nu facă în capul meu. Cetățeni, purcedeți! Acum așa e datul. Porniți în fuga mare de-a dreptul la strategă. Ai văzut? Când se vor trage sorții, norocul să vă îndrume pe fiecare în parte în ce loc veți mânca. Așteaptă mese întinse aproape să se rupă de atâtea bunătăți și toate pregătite. Pe paturi așternute zac blănuri și covoare, în vase vin și apă gâlgâie, trec șiruri de sclave cu parfumuri, aud peștii pe zăratec și iepuri în frigare. Plăcintele în cuptor se plătesc, coroane se coc zahalicale. Grăbiți-vă! Pitarul veghează în locul său cu pâinile de gru. Deschideți fălcile! Hai, grăbiți-vă! Să merg, dacă așa a hotărât cetatea. Să mergi? În care loc să mergi? La prașnic. N-aș prea crede. Muierile nu stoante. Întâi să dai ceea ce datorezi. Bun, am să dau. Păi când? Scumpul meu, nu eu mă voi împotrivi. Ce vrei să spui? Că să depun alții după mine. Deci te vei duce totuși la ospăț. Ce pot să fac? Păi și dacă nu te lasă, ai? E pătrun ca un berbec. Și dacă dau cu biciul, ai? Le chem în judecată. Și dacă se râde în față, ai? Voi sta la ușă și... Ce ai să mai faci? Ia spune-mi, ai? Voi smulge tăvile din mâna ospătarilor. Plec! N-ai decât să fii. Stai să-ți ajut să cari. Nu, să nu le atingi măcar. Mi-e teamă ca înaintea strategii să nu parcă ai fi chiar tu stăpânul bunurilor mele. Hai, luați-ne pe toate cu grijă, să nu uitați ceva. Așa, luați-ne. Dar trebuie să născocesc un pont pe Zeus. Cum să-mi păstrez avutul și totuși să-mi iau partea cu ceilalți împreună din ciulama obștii? Iată ceva minunat! Nu mai rămâne decât să merg neîntârziat cu ei la prânz! De ce n-ar fi sosind, bărbații? Era timpul. Aștept aici, vopsită pe față cu ceruză, să ispitesc petrecătorii. Muzelor, mișcați-mi buzele, să zic un cântecel de of și dor din Ionia. Te-ai și grăbit să te apleci peste fereastră. Hoit, bătrân! Tu speri în lipsa mea să poți culege via? Să prinzi în laț vreunul cu lălăiala ta. Dacă-i pe așa, ei bine, voi cânta și eu. Acestea tot îi plictisesc pe ascultători, dar totuși au, îmi pare, un ce plăcut și comic. Dar ce văd! Un cântăreț din flaut! Ia-ți flautul și înalță flautistule un cântec dulce pe potriva mea și a ta. Vino, dragule, la mine, să se culce, să-ți fie bine. Fetele nu-s prea de date, doar femeile întomnate. Doar femeile întomnate. Doar femeile întomnate. Le urăști pe începătoare, dar plăcerea dă-n floare. Smulsă și sulemenită, babo, moartea temărită. Babo, moartea temărită. Babo, moartea temărită. Să se alunece
chinești un șaf în pat cu strânsoarea și sărutul, să-l cuprinzi ca pe un bărbat, oh, oh, să-l cuprinzi ca pe un bărbat, oh. Să-l cuprins ca pe un bărbat. Zeilor, ce să mă fac? Prea departe-i dragul meu, singură pe pernă zac. Mama vrea locul meu. Mama vrea locul meu. Și celelalte toate nu sunt nici măcar de spus. Babo, crezi că-mi spulber oare dragostea cu subenguiel, vârsta norilor în floare? Nu-mi o smulci tu, nici mi-o înșeli. Degeaba când și te ițești ca nevăstuica. Oricare ar fi la mine, va trece mai tâi și nu la tine. Sigur, da. Ca să-ți ridice leșul. Aceasta e ceva nou, ruina mea. Nu cred, nimic nu este nou pentru o femeie coaptă. Dar nu de tine are nevoie, mortăciune. Ba da, pe Zeus. O travă, o să-ți arate el îndată. Să mă ascund. Să mă pitesc și eu ca să pricepi că sunt mai mândră decât tine. Te-aș putea să-mi giugiulesc, fata mea îmbujorată, fără să mă cheltuiesc la vreo babă borcănată. La vreo babă borcănată. La vreo babă borcănată. Astăzi nu e ca pe vremuri, dacă legile o țin și dacă-i democrație, o să facă placă mie. O să facă placă mie. O, zei, dacă ar fi singură frumoasa mea la care vin băut și înflăcărat de jin. Am înșelat-o strașnic pe hoașca blestemată. Ea s-a pitit crezând că am să rămân în casă. Dar tocmai vine omul de care pomeneam. Haide odată, haide, dragostea mea, vino la mine. Tu, juvaier de aur scump, vlăstar al Afroditei, deschide și strânge-mă în brațe. Hai, vino. Am ajuns aici, să bat întâi la poartă. Hei! Pe mine mă cauți? Nici de cum. Pe cine vii să-l cauți aici cu torța în mână? Pe un om, pe unul Anaflistios. Pe cine? Pe ăla află că n-ai să-l găsești aici. Hei, 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 hei. Azi nu mă sinchisesc de vechituri trecute de 60 de ani. Le las pe mai târziu. Doar fetele sub 20 le voi da gata. Așa era regimul vechi, prieten dulce. Acum avem întâietate după lege. Da, legea zarurilor, pentru cine o vrea. Dar cât prezești, urmezi tot legea unor zaruri. Ce vrei să spui? Sunt nevoit să bat aici. Na, doar după ce vei bate întâi la ușa mea. Nu-mi trebuie o sită de moară deocamdată. Știu bine că... că ți-s dragă și că te-am năucit primindu-te la poartă. Dă-mi gura, dă-mi gura, să sărut. Mi-e frică de berbantul tău, prea buna mea. De cine? De zugravul destoinic. Nu-l cunosc. De unul ce pictează urne pentru morți. Hai, du-te, nu cumva să te zărească în poartă. Știu ce vrei. Și eu, pe Zeus, cam știu ce vrei. Mă jur pe Afrodita, ocrotitoarea mea, că n-ai să-mi scap din mâini. Hei, 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 bați câmpii, mătușică. O să te trag în așternutul meu. Nu. Mie de cele vârstnice mi-e greață și niciodată n-am să mă supun. Pe Zeus, te va îmblânzi aceasta. Citește. Da, asta ce-i? E legea după care ți-e dat să vii cu mine și dacă nu mă crezi, îndată ți-o citesc. Femeile au hotărât. Dacă poftește un tânăr pe o tânără, să n-o cuprindă de nu va zăpovintâi la o bătrână, iar dacă nici de cum nu vrea să zăpovească poftind numai la tânără, le este îngăduit bătrânelor
pe tânăr cu ele să-l târască nepedepsite, apucându-l de pirot. Voi mie, azi voi fi procus zgâlțăitorul. Nu, e datoria ta să asculte legea noastră. Și dacă cineva, prieten sau vecin, răsare să mă scape? Te vei căi. Ce-i de făcut? Să fii cu mine, să fii cu mine îndoată. Îmi dai poruncă mie? Ți-o dau necruțătoare. Deci mai întâi așterne un strat de măghiran, sub tine întinde patru curmei tăiați de viță, încinge-te cu panglici, înalță-n preajmă-ți urne și-n poartă rânduiește un vas cu apă sfântă. Iar pe deasupra vezi să-mi cumperi și o cunună. Pe Zeus, dar o cunună, bineînțeles, de ceară. Mă aștept ca înăuntru să te topești deodată. Unde împingi, băiat? La mine, este al meu. Se vede că e nebunit. El încă-i frage. Tu poți mai grabnic să-i tii mamă, nu muie. Iar dacă vezi datornicia această noimă, vei să răsă din întreg pământul cu rătit. O, travo! Numai gelozia te împunge să trâncănești. Oh! Ei, lasă că mi-ai spășit. Pe Zeus, mântuitorul, îți sunt dator din suflet. Dulceață, tu m-ai descotorosit de babă. Hai, vino! Unde-l duci pe ăsta împotriva legii? Stă scris și încă limpede că e dator întâi cu mine să se culce. Nenorocire mie! Vai, paceaura asta e mai rea ca aia l-altă. Dulceața mea, nu mă lăsa răpit de ea! Nu eu! Și legea te răpește. Mă, unde mergi cu asta? Nu mă duc de bunăvoie, sunt târât. Oricine ești, fii binecuvântat de-a pururi că nu îngădui să mă piardă. Heracle, pano, coribanți odioscuri, dar asta e o paceaură mult mai rea ca alelalte. Cam ce să fie oare, vă rog, făptura asta? Poate o maimuță toată mânjită cu ceruză? Poate o baborniță sculată dintre morți? Nu bate joc, ci hai, pai! Urmează-mă pe aici! Mă rupeți în fără meciume, blestemate! Mă vei urma pe mine, cum hotărăște legea! Dacă se inventi o babă și mai flută! Dar dacă mă ucideți amarnic la început, eu cum să mai răzbat la frumoasa mea? Descurcă-te, văd deocamdată datoria mea! Mi-o fac! Însă cu care din două mai întâi? Cum nici nu știi? Cu mine! Să mă slăbească asta! Cu mine, hai! Ui, să mă slăbească asta la altă! Dumnezeu, nu vreau să te slăbesc nici eu deloc! Pacuste întreită! Mi s-a hrăzit să îmbrățișez o surpătură toată noaptea! M-a părăsit norocul, mă bate soarta grea. Pe Zeus, mântuitorul, sunt un oropsit, eu cel ce voi pluti cu asemenea dihănii. Dar dacă, după cum se întâmplă, mi se trage să pierd din legănarea între aceeași luntre cu aceste două târfe, voi să mă îngropați aici, la gura strâmtorii, iar pe a treia s-o cocoțați în vârful monumentului de vie, unsă toată cu smoală, ferecați-i cu plumb picioarele împrejur până la glezne și ridicați-o în aer, drept urnă funerară! Cu mine, să mergi cu mine! Cu mine, lasă-mi! Hai, cu mine, hai! Fericit popor și norocoasă glie! O, doamna mea, Praxagora prea fericită, voi toate ce v-ați strâns în preajma porții noastre și după toți și toate, eu însă-mi, servitoarea cu capul îmbălsămat de ginga și miresme, o, Zeus, dar și mai scumpe ca ori și
și ce parfumuri! Sunt amforele mici cu tămâiol de tasos! Zei, acelea-s vase cu mult, cu mult mai scumpe! Vin neamestecat! El, el ne va ține vesel întreaga noapte! Să-l alegeți tămâios? Nu vreți să-mi spuneți unde poate fi stăpânul meu Blepiros? O clipă doar, ia! Rămâi numai pe loc! Îmi pare că vei da chiar nas în nas cu el! Întocmai, iată-l că sosește la ospăț! O, fericit stăpân de trei ori norocos! Eu? Chiar așa, pe Zeus, cum nu e nimeni altul! Cine ar putea să fie mai norocos ca tine? Tu, singurul din peste de 3 ori 10.000 de cetățeni care ai lipsit să stai la cină! Da. Om doldora de baftă, ai nimerit-o bine! Ei, unde? Unde mergi? Mă duc să mă înfrunt! Chiar tu ești ultimul din toți pe Afrodita! Soția ta mi-a poruncit să te găsesc și să te aduc luând și aceste femeiuște. Da, da, Praxagora, stratega noastră i-a poruncit. Da, Praxagora, stratega noastră i-a poruncit. De ce nu-i chem pe toți cu inima deschisă, fără să uiți pe nimeni? Să poftească Slovoz, moșnești bărbați în floare și țânci, căci este gata ospățul pentru cât mai mulți, pentru că dacă se duc la ei acasă. Dar să mă grăbesc la cina. De ce mai tândălești în loc să iei cu tine aceste dansatoare? Aș vrea să dau judecătorilor un scurt îndemn. Să ne judece înțelepții după ce am grăit cu miez. Să ne judece ghidușii după ce am rostit cu haz. Vă poftim pe toți și toate, cântăriți-ne cinstit. Nu ne căutați vreo vină pentru că am ieșit la sort să jucăm noi mai întâi. Amintindu-vă de acestea, țineți-vă jurământul și fiți drepți în judecarea corului. Nu fiți asemeni hetairelor stricate ce-și aduc aminte numai de iubiții de pe urmă. Hei, acum e ceasul! Dragi femei, de vrem să facem treaba? Ha? Zic să ne grăbim la ospăț în pași de joc. Haide, haide! Sus, surloare! După dansul de la Creta! Iar pe aceste burți flămânde, tu le îndeamnă lin să bată din pulpițe ritmul dansului, cândată vă poftim să înfulecați stridii, melci, calcani, guvide, drob de rămășiți de creier dres cu usturoi și brânză, sturzi picați cu miere, grauri, goguștiuci, golumbi, claponi, frigăruice de chefal, codobaturi, turturele, creste de cocoși umplute, iepuri copți în vin și craule! Iar voi, ce ați ascultat acestea toate, luați-vă strachina iute-iute și dați-i bătaie să apucați din fiertură să ciuguliți și voi legumă bătută la cină. Ce? Se hăpăie gros undeva! Sus picioarele, sus!
Ați ascultat Adunarea femeilor de Aristofan. Traducere de Alexandru Miran. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea. Praxagora, Mariana Mihuț. Întâia femeie din conjurația Praxagorei și a doua bătrână, Coca Blos. A doua femeie și a treia bătrână, Gabriela Popescu. A treia femeie și femeia crainic, Silvia Codreanu. Blepiros, soțul Praxagorei, Alexandru Arșinel. Vecinul lui Blepiros, cetățeanul sceptic, Eusebiu Ștefănescu. Cremes, cetățeanul entuziast, Valentin Teodosiu. O fată, Medea Marinescu. Întâia bătrână, Ruxandra Sireteanu. Un tânăr, Cristian Iacob. Servitoarea Praxagorei, Virginia Mirea. Corifeul, Oana Ștefănescu. Corul femeilor, Daniela Moldovan, Irina Ivan, Liliana Farcaș, Ramona Stan, Adriana Neța. Muzică originală de Gabriel Basarabescu. Au interpretat Ioan Cațianis și Iulica Secereș la flaut, flaut alto,